Iannis Hagi pentru mine este un jucător care are un talent și o minte fantastică. În momentul ăsta nu este la nivelul, pentru mine, Da. nu este încă la nivelul la care să fie titular în echipa reprezentativă. Da. Poate o să fie, este o bună soluție pentru partea a doua a jocului, Da. când jocul Se intre pe este parcurs, să intre spui. pe parcurs, pentru că are niște pase perfecte, are șut de la distanță, are execuții foarte bune și când jocul este aerisit, el poate să intre cu un plus. Doar dacă este dispus la sacrificiu și să joace pentru echipă. Pentru că atunci când a jucat titular, mi-a creat impresia că ține morții să demonstreze ce poate să facă el cu mingea și a frâna jocul. Și apoi când a fost trimis și la tineret, la fel, deci nu a dat aceeași cursivitate pe care, de exemplu, Denis Mann a dat-o jocului E un pic, la parcă un pic tineret. mai lent, totuși, decât Man. Eu așa-l văd pe Ianis. Nu, este mai lent pentru că oricum el e mai lent, dar asta poate să fie rezolvată printr-o viteză de gândire și de execuție mai mare pe care el le are. Poate să joace rapid din două atingeri și atunci nu se mai bagă de seamă că el este lent în viteza de deplasare Da. cu mingea. Deci are capacitate, are știința jocului, repet, este un jucător fantastic, doar dacă reușește să se ridice la un nivel de gândire un pic mai sus și să vrea să joace mai mult pentru echipă decât Te întreb pe tine cât de mult atârnă absența unui selecționer antrenor pe banca unei echipe? contează foarte tare, mai ales Da. că odată Rădoi este genul de antrenor motivator care Da. reușește să ridice nivelul de exprimare al echipei prin vibe-ul pe care îl are, prin energia pozitivă cu care vine. Pentru că el nu are o experiență foarte mare în funcția ca și selecționer Da. sau ca antrenor. Și atunci el reușește să ridice nivelul de exprimare al grupului prin energia cu care vine și prin faptul că jucătorii văd în el un fel de, pot spune așa, coleg mai mare sau un exemplu, pentru că el s-a lăsat recent de jucat, sunt, nu știu, 3 ani, cred, așa, 4 ani, Da. așa, este un antrenor foarte tânăr și fiind lângă jucătorii, văd în el așa, nu numai un antrenor, dar și pe cineva la care pot să vină să ceară sfaturi și ca la un prieten mai mare. Și de asta, practic, este o lipsă pentru jucători și cred că, într-un fel, se va simți. Da. Secundul este Nicolae Dică, totuși un nume important din istoria fotbalului românesc, atât din istoria națională, cât și din istoria Stelei, un personaj respectat de jucătorii tineri. Crezi că are capacitatea să treacă peste imaginea de secund? Pentru că se vorbește foarte mult de unii antrenori care au imagine de secund și n-au cum să aibă același respect ca principalii. Uite, odată, cred că Dica are argumente cu care se poate impune. Să nu uităm că Joachim Löw, Da. care a fost secundul lui Klinsmann, a Da. devenit un principal de succes și de un succes mai mare decât l-a avut Klinsmann. E Klinsmann adevărat. a ieșit, a terminat locul 4 la mondialele din Germania, iar Joachim Löw a ieșit campion mondial, deci cu echipa în Da. sezonul următor, să-i spun așa. Deci, bine, păstrând proporțiile, Dică are argumente. Pe lângă asta, este un grup tânăr la echipa națională. Da. Nu e un grup cu, eu știu, veterani care deja au nu știu câte calificări în spate și Corect, așa este. care să poată să, eu știu, atunci când ceva nu merge, să poată să mărie, să spun A, te așa. referi să fie vocal la adresa Să fie vocal. selecționerului. Nu, Da. de jucători în momentul ăsta n-au argumente, n-au calificări în Chiricheș ar spate. fi singurul cel mai experimentat, să-i spunem așa, din actualul lot. Mă refer și ca Da. statut, ca vârstă și ca ce vrei tu. Și poate Nicușor Stanciu. Da, dar Chiricheș nu are calificări în spate. La Nu, echipa nu au. națională e dator cu toate calitățile pe care le are și respectul pe care trebuie să-i acordăm pentru ceea ce face în fotbal. Deci, adică poate are argumente cu care să se impună.
Și pe lângă asta, meciul în sine este unul foarte important, încât, pe de-o parte, spun că lipsa lui Rădoi se va simți, însă, pe de altă parte, jocul în sine este suficient de motivant, încât să n-ai nevoie de extra motivație din partea antrenorului. Însă, lipsa lui Rădoi spun că se poate simți acolo unde sunt chestiuni de detalii, eu știu, de poziționare, de, eu știu, dacă va fi nevoie ca, eu știu, linia de fundat să joace un pic mai sus, dar să preseze. Dar asta nu le știe și Dică în rol de secund? Te întreb. Ba da, dar sunt o întrebare foarte bună și spun, sunt lucruri fine. De exemplu, e un moment în care, eu știu, poate la 1-1 sau la 0-0 te gândești. Să presez mai mult sau să mai am răbdare? Da. Și poate Rădoi simte într-un fel și are niște argumente. Și Rădoi care are toată filozofia gândită pe lot. Dică, știi? Totuși în rolul de secund nu gândește o filozofie la nivel macro. Exact. Știi? Și bun, ei se cunosc bine, vorbesc tot timpul și se simt. Dar sunt unele momente în care chiar tu ca antrenor te îndoiești puțin de gândurile tale și te gândești, bă, să presez sau să nu presez. Știi? Și atunci nici tu nu știi încă. Și atunci e o decizie de moment pe care Rădoi poate să o ia și să fie inspirată sau nu, sau Dică poate să o ia în alt fel și să fie inspirat sau nu. Și atunci se poate simți lipsa antrenorului. De exemplu, e 1-0, minutul 75. Ataci sau faci pasul înapoi și te blochezi în apărare, da. Știi? Deci sunt chestii de nuanță și acolo se simte lipsa, se simte, e importantă prezența antrenorului. Bun, Nana, hai să vedem ce a spus Nicolae Dică înainte de această partidă, antrenorul secund al echipei naționale, după care revenim să comentăm. Am putea să-i vedem în același timp pe teren pe Man, Mihăilă, Pușca și Stanciu în aceste 3 meciuri? Bună ziua! Da, este posibil orice. Depinde cum vor evolua ei, depinde cum se vor antrena și orice este posibil ca acești jucători să joace împreună. Stafful a decis deja cine va fi portarul titular sau competiția este încă strânsă? Da, în mare eram decis și înainte să facem convocarea, dar conta foarte mult și cum erau băieții la antrenament, dar în mare avem decizia luată. Dar în continuare este o concurență pe această poziție. Pentru că avem încredere în toți portarii pe care i-am adus la echipa națională acum. Se există ca Mirel Rădoi să stea pe banca națională la primul meci? Da, asta depinde de testele pe care el le face. Dacă va avea 2 teste negative, eu știu, cred, astăzi și mâine, este posibil ca mâine seară să fie pe bancă. Ovidiu Popescu a jucat pe toate posturile la FCSB. Pentru ce post a fost chemat la echipa națională? Pentru postul de fundaj dreaptă. Dar el este un jucător care, într-adevăr, la echipa de club a jucat mai multe poziții, este posibil oricând și noi să-l folosim și pe o altă poziție, pentru că și eu l-am antrenat un an și jumătate și știu foarte bine și de asta și cei de acolo îl cunosc foarte bine și îl folosesc pe mai multe poziții. Mai multe voci din fotbalul românesc au criticat neconvocarea lui Mitriță. De ce nu a fost luat și el în calcul pentru aceste 3 partide? În calcul a fost luat, dar ținând cont de situația pe care el a avut în ultima lună și jumătate, în care în 4 jocuri a jucat 90 de minute, era foarte puțin pentru el ca să ajungă la echipa națională, pentru că pe poziția respectivă avem un Coman, avem un Mihăilă, un Maxim, un Tănase, care poate să evolueze în acea poziție, care sunt într-o formă bună și au jucat meci de meci și titular la echipele de club. Da, am mai multe nelămuriri în ceea ce privește selecția. O să le discutăm cu Nana Falemi. Nana, vreau să te întreb, hai să facem un prim 11 cu care ai abordat tu primul meci al echipei naționale de seniori. În primul rând, sistemul pe care l-ai alege. Sunt curios. 4-4-2 a jucat. 4-4-2, da, bun. 4-4-2. Deci avem un 4-4-2 să notez eu. Și acum îți dau și variantele, o să ți le citesc. Portarii sunt Niță, Ionuț Radu, Lazar. Și mă rog, Iacob, nu cred că e de luat în considerare. Pe, cu cine începem poartă? Niță. Niță? Niță. Bun. Uite, și o să spun aici. Te rog. Niță, chiar aș vrea, da, pe fiecare post pe care are, da, să ne spui de ce ai făcut acest lucru. Deci, Niță este unul dintre portarii mei preferați